Știi când îmi dau seama cât de mare este numele Ana Maria Prodan în România? În momentul în care întâlnesc tinere talente, pe cum este Abi Talent, acest copil care are genul ăsta de muzică pe care nu-l înțeleg foarte tare, dar este în trend și până la urmă, ca și manelele, trap este un alt gen de muzică după care văd că nebunesc toți tinerii. Și atunci îmi dau seama că dacă stau la masă cu cineva, în 20 de minute toată presa din România face niște subiecte fabuloase și dacă pui Ana Maria Prodan pe Google, e nenorocire. Deci avem 400 de articole pe oră. Care 20 de articole la opoză? La patru poze. La patru poze cât ai? Peste 200 de adică și eu? Per una. Pe una, 420 de mii? Pe una, 200 de mii pe una? La asta am 200 de mii, la asta am 200. Cât le lași pozele? Cât lași pozele pe câte zile? Nu știu. Dar le lași zile, nu? Da. A, le lasă zile. Eu? Eu am la 4 ore, 16 mii. Și ce, deci dintre noi patru, numai noi doi suntem importanți acum pe Insta. Eu măcar n-am Instagram, adică pare că am vreo niște conturi false, vreau să le merg. Da? Da. Uite, avem 121 de vizualizări cu Abi. Tu câte ai? El trebuie să aibă triplu, că el are YouTube din astea. Eu am doar... 121.000 de ieri, aia de ieri? Ieri, aia de ieri. Da, tu cât ai? Ia să vezi că ne zice cu o de ne băgăm sub masă toți. 2.000 de ani. Hai să mergem, auzi, hai să plecăm. Auzi, am îmbătrânit. Este generația asta nouă. Da, mă, dar și de ce are 2 milioane? Că e cu mine. Da? M-am scos frumos? Da, 2 milioane înainte. Că și la alea, dar tot asta are. Am la fiecare peste 1 milion, gen pe Instagram. Dar nu-i așa cu mine? Ai Abi cele mai multe? Da. Ai văzut. Păi de ieri a început și pe mine luați făcut asta. A explodat toată presa din România ca și interveni într-un scandal pe care oricum ulterior am aflat despre ce este vorba cu Velea Haba. Vreau și eu să-mi faci un favor, Abi. Uitați-vă la mine cum îi cer unui copil celebru un favor. Orice, doamnă. Dacă voi cântați, eu vreau să văd dacă Fimiu poate să facă chestia asta. Pentru că Fimiu cântă de rupe. Nu știu dacă are curaj să facă chestia asta. Poate dacă vă vede oricine pe voi. Oricine poate să facă chestia asta. Fiecare voce. Cum e asta? Cum? Trep, da. Deci eu mă distrez să nu râzi de mine. Sunt bătrână, nu știu. Știu Iglesias. E diferența între tine și Iglesias? Da, normal. Îl știi pe Iglesias. Normal. Da? Deci, nu știu dacă Fimiu poate să cânte genul ăsta de muzică, că e o chestie vorbită la voi, nu? Oricine poate să cânte, doamnă, pentru că în stilul ăsta contează mai mult de cum te comporți. Atitudinea. Da. Și vorbele și chestii. Cine îți face versurile? Eu îmi fac versurile. Singur? Da. Păi, auzi, și Andrei își face singur. Păi aia știu, că la Andrei știu. Dai să întreb ceva. Deci am auzit o melodie. N-are egal. Aia cu... Abi, aia cu... Nici nu pot să zic. Te sun eu că filmez. Băi, am auzit o melodie, am murit de râs aseară în mașină. O melodie cu ceva, că îi dai un cartof la nu știu ce. Da. Maică mea. Deci, vrei să te opun? Și v-a plăcut? Cine a plăcut? El? N-ai ascultat o partner? Deci poți să, te rog să o pui. Pun eu? Da, te rog să o pui. Deci să fii foarte atent la versuri. Ai Rolex? Da. A? Ce zici, partner? Te rog frumos, zi-mi tu ca partenerul meu, generație oldies. Ia vezi. Ia. Da. La 3 dimineața îmi zice că e foame. Ia, Abi, am te rog eu de mâncare. Ia, o dură mai c***ranță. Ia, cartof c***, nuggets, și-mi zic că ce vrei, mă, asta vrea lumea, nu vezi? Bă, tu ai făcut versul ăsta? Da, eram plictisit. Eram plictisit, da. Bă, adevărul e că sunt anumite femei care merită melodia. Absolut, majoritatea. Majoritate. De-aia nu zic nimic. Bravo. Îți dai seama pentru mine ca femeie, cum e chestia asta? Un sau de vită, că a plăcut fetina, da? Vrei fetina, Abi? Nu vrei? Auzi că nu vrea. Deci,
Vreau o melodie de asta, nu cu nu cu versurile. Cu Heza și Greta să nu, cânte. Cu Greta. Vrei să facă 5 vizualizări sau 250? Facem, el orice ar cânta face vizualizări, nu am treabă cu asta. Nici nu știu dacă eu caut situațiile astea gen scandaloase sau scandalul mă caută pe mine. Cred că ne întâlnim undeva la mijloc. Auzi, iubita? De ce? Tot de marketing, tot, așa? E tot confidențial, probabil. Nu e confidențial, dar iubită. Da. Dacă aveam, ziceam. Da, ai avut ceva serios până acum? Nu? Păi 19 ani, ești dita mai bărbatul. Nu consider eu că sunt la vârsta aia. Dar le-ai cu tine, iubitele, la concert? Adică dacă ai o titulară astăzi, o iei cu tine diseară la concert? Nu, că n-are rost să-i dau, să vadă lumea cu mine. Aaa, le ții în casă, nu te afișezi. Mă afișez, da, nu mă afișez. Păi de ce? Păi da, aia. Se duce mitul? Zic că lumea, uite, e prietena la Abi, uita la Abi. Și dau valoare, niciodată. Eu, și înțeles, ea după aia zice, vorbește urât de mine. Tot o să cuantifică în business. Ăștia-s mai, ăștia-s mai... Păi iese puțin, și dacă te îndrăgostești pe bune de cineva? De ce? Mam, dacă te îndrăgostești, sau cum trebuie să fie femeia căreia să-i dai valoare? Cel mai puternic om din țara asta, pe plan profesional, artistic. Cine mă? Și acum intră... Nu, nu, ce are? Aici nu știa lumea că vine. Cine a intrat surprise-ul ăla? Mai atat mie asta. A, nu, aici. Aici intră.